Eu nu l-am cumpărat, băieți, de pe Item Shop. Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip. De această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, o să vă spun cum am primit eu acest skin gratuit. Pentru că foarte mult m-ați întrebat, băi Robi, de unde ai skinul ăla, că oferta nu mai e pe shop, băi Robi, cum fac și eu rost de skinul ăla. Acum, băieți, o să vă spun cum o să faceți voi rost de skinul acesta. Și cred că este singura modalitate când nu este pe shop acest skin să să-l luați așa, uite că e un player acolo. Și eu nu știu să dracu sniperul și uite că fix atunci s-a întors din drum și mai e unul pe acolo pe la casă, căria cred că o să-i dau sniper la geam sau când o să sau îmi iau eu. De unde a dat? E în putufiși? Ok, hai să coborăm și noi. Cum am zis mai devreme, m-ați întrebat, băieți, de unde am skinul, cum am făcut rost de el, că-l vreți și voi. Și acum, băieți, este timpul să vă spun cum am primit eu acest skin. Păi, nu știu câți dintre voi știți la ce... Nu, ce upgrade mi-am făcut eu la PC. Oricum a fost un upgrade foarte mare. Și având în vedere că am făcut acest upgrade, m-am uitat după piese destul de bune. Și aparent, procesorul pe care l-am luat mie mi-a venit cu un joculeț. O secundă să-mi aranjez și eu asta. Mi-a venit cu un joculeț. Acel joculeț a fost Borderlands 3, băieți. Și bai de întrebări le-am primit pe Instagram. Așa că dacă vreți puteți da acolo un follow pe Instagram la 1robinetunu. Și cei de pe Instagram știu la ce oră filmez eu acest clip. Și cei care nu sunt pe Instagram vor afla acum. Filmez la 3:20. Foarte drăguț, Robi. Hai să-l omorăm și noi pe ăsta. Ok, unde-s? Pe aici. Facem asta, facem asta și acum teoretic l-am bătut, al nostru a fost, băieți. Nu știu de unde a dat ăla alalt totuși. Azi că aflăm, băieți. Mai e sniper, mai e sniper, perfect, de acolo a dat, uite-l. Are curaj băiatul, băieți. Mai e unul acolo, la Blue House. Băieți, o să mă duc să-l bat și pe ăla, dar mă duc să-l lutez pe ăsta. Și aparent... mi-a zis cineva, bă, vezi că o să primești skin-ul ăsta. Și am zis, bă, nu, bine, foarte tare, dar nu credeam. De n-am zis așa... Nu știu cum să zic, dar am zis așa, ironic. Am zis, bă, bine. Și... Când am activat jocul, eu eram în Fortnite și nu mi-a apărut acolo notificarea de skin. Și am zis, bă, las-o, că nu, chiar nu primești niciun skin. Și ghiciți ce, băieți, am redeschis Fortnite-ul și ce văd acolo? Mi se deschide imaginea aia că am primit ceva. Băi, și apare skin-ul ăsta cu ruxăcelul și pichex-ul. Băi, cât de fericit am fost, nu mi-a venit să cred pe moment. Da, aparent, băieți, am primit un skin gratis cu upgrade-ul la proces, la PC, pardon. Uite și-o la mă. Și pe lângă chestia asta am mai primit 3 jocuri, Borderlands 3, am zis. Call of Duty Modern ceva, War... Warfare sau ceva de genul, nu mai știu exact cum se cheamă. Și The Outer Lords. Lords? Worlds, pardon. Măi, eu caut un amic ăla și nu-l văd și tare mie că mi-au snipe și crede-mă, nu vreau să-mi iau snipe, mai ales la ora asta, chiar nu vreau să-mi iau snipe. Cum ați văzut și mai devreme în intro, asta am pățit în prima, de fapt, în prima dată când am încercat să filmez. Aha, unde e? Se bate cu vreunul pe acolo, mergem să-l batem, băieți, că nu, ne place acțiune. Ne place acțiunica. O, mai pe am făcut rotate, ăla s-a dus în jos și eu am venit aici sus. Unde? Uite-l. Ok. Bă, da, mai e unul care dă după mine, ăla cu sniperul dădea după mine. Am văzut glonțulețul. Unde e ăsta? Uite-l. Ok, și ce ai făcut că m-ai spart? Ok, frate, știu, înțeleg, mă placi, eu nu, mi-mi plac fetițele și te rog frumos, nu mă băga în seamă. Bă, da, asta e nesimțit. Hai, frate, să ne luptăm. O să-l ba, băieți, fiți atenți, vă promit eu. V-am zis eu. Ok, uite un P90, uite un pump, uite miniuri, perfect, dar nu o să iau pump-ul ăla, dar vreau să mă duc după ăla cu sniper, uite-l. Trebuie să urc repede pe casă ca să nu-mi ia el high ground-ul.
Și acum trebuie să-l iau eu. Și e momentul să realizeze că el a făcut cea mai mare greșeală din viața lui, că a venit aici și că a murit. Ok. Ce upgrade-uri frumoase ne-am făcut, băieți, la... Auci. Dacă tot am înseamnă titulele, de ce să nu le și folosim? Unde sunt? Aici sus. Ce upgrade-uri frumoase ne-am făcut la inventar din pur și simplu două fighturi. Ok. A mers totul conform planurilor mele. A, uite-le jos, mă, și m-am urcat aici degeaba. Hai să ne luăm cover, băieți, și să ne dăm și noi mechitul. Oameni buni, dacă vă place seria de solo, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like și suntem în tendințe, băieți, pe locul 36 cu clipul am dat 1 versus 1 ca cu un hater, ca fată sau ceva de genul, parcă așa se chema. Țin, băieți, neapărat să vă mulțumesc pentru toată susținerea acordată și credeți-mă că dacă voi nu făceați ceea ce ați făcut pentru mine atâta timp, adică să fiți activi la clipuri, să apăsați butonașul de like, să lăsați comentarii acolo, nu aveam aceeași motivație pe care o am. Așa că voi sunteți, băieți, și vedem, bineînțeles, cauza pentru care eu încă fac YouTube acum și pentru care sunt atât de motivat să continui cu ceea ce fac, pentru că nu știu, îmi place ceea ce fac și chiar e foarte, foarte, foarte forță. Hai să mergem și noi acolo pe aia sau pe ăla. Din păcate nu am niște grenade sau niște explozibili, ceva, că dacă aveam grenadele vă arătam chestia aia, băieți, cu checkpoint-ul. Cei care v-ați uitat la tutorial știți despre ce e vorba. Bam, bam. Și nu uitați, băieți, că dacă vreți să mă ajutați, puteți folosi codulețul meu în item shop, care este fup-robert291-ytb. O să apăreți pe mine, pe Insta Story, pardon, la mine, dacă folosiți codulețul meu și filmați când cumpărați ceva, îmi dați tag. Nu puneți muzică, pentru că dacă puneți muzică eu nu vă pot da share. Dați tag și o să primiți repost la mine pe Instagram, frate. Ești tare? Ah, ok, eu 1 HP, mă duc să-i dau pickaxe. Stai, e heal? Nu știu dacă e heal, dar vreau să-i dau pickaxe să-l ia, orice ar fi. Am înțeles, GG. O să-l aștept aici, băieți, în afara zonei și să-i dau o bucată de pickaxe. Avem și eu titlul pentru clip, acum trebuie să găsesc unul. Nu ai de, uite acolo explozibil, dar nu-l iau, că aparent chiar nu am ce să las. Unde am putea noi să mergem acum, pentru că zona e destul de departe și eu mai vreau kill-uri, băieți. Mai vreau kill-uri, avem nevoie de kill-uri, vă rog. Bun. Băieți, vreau să-mi scrieți acolo în secțiunea de comentarii care este locația voastră preferată și cu ocazia asta îmi dau și eu seama, băi, cine s-a uitat până aici fără skip-uri, fără de-astea. Vreau, băieți, să îmi scrieți în secțiunea de comentarii locația voastră preferată, unde săriți voi cel mai mult. Chiar sunt curios să știu chestia asta, eu de obicei sar salty, dar când joc puțin mai competitiv sar aici. Dacă nu am destule puncte sar salty, mă duc, fac double key sau chestii de genul. Așa că, oameni buni, scrieți acolo în secțiunea de comentarii unde săriți voi. Ok, și dacă aveți mai multe locații, scrieți-le pe toate. Pam, pam, să luăm și noi repede mașinița asta de aici, cred că n-am spart-o. Luăm și noi metal, băieți, că este foarte esențial să avem materiale, băieți. Că fără materiale nu facem absolut nimic. Mă, asta așa la snipe sau ce s-a întâmplat? Ok. Nu contează, domnule, kit că ți-ai la snipe, kit că nu. Eu tot am să îi folosesc loot-ul, băieți. Cred că am luat și eu ăsta. Bă, aici era o lamă sau mi se pare? Nu mai știu. Cred că era o lamă, meciul ăsta. Sau meciul trecut? Credeți-mă, chiar nu mai știu dacă era lamă acum sau meciul trecut. Așa că nu contează, o să trecem cu vederea. Uite că suntem full match și avem și o grămadă de glanțe. Așa că, băieți, putem să mergem să facem kill-uri. Pam, pam, uite, eu bazucă, băieți, eu din aia de bandaje. Trebuie să caut o denumire pentru fiecare item, băieți, și trebuie să vă știu neapărat locațiile, pentru că ieri eram, adică nu ieri, azi eram pe aici, eu credeam că am trecut podul de la Solti. M-am uitat în față, nu era niciun Solti, m-am uitat în stânga, nu era niciun Solti. Bă, unde e Soltiu? Că nu mai știu, băieți, locațiile cu update-ul ăsta nou, încă n-am învățat mapa, dar trebuie să mă pun și eu să o învăț. Uite că aici a fost player. Și trebuie să mă duc și eu să caut player ca să îi ucid, băieți, cu noulețul meu, skinuleț. Doamne, cât de mișto e. Tum 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 tum. Asta e unul din skinurile mele preferate, băieți. Și la început nu l-am cumpărat pentru că unul la mână a fost destul de scump, adică 2800, dar dădea skinul ăsta și atât. Și backbling-ul și cred că și pickaxe-urile lui, cred că era un set.
Dar 2800, nu știu, n-aș fi dat, habar n-am. Și uite că l-am primit acum și chiar sunt curios, oare dacă aveam deja skin-ul ăsta și luam Borderlands, nu mai primeam nimic, nu primeam și un cod să îl dau giveaway sau ceva. A, da, și trebuie să facem extragerea, băieți, la codul de Minty. Probabil îl facem, extragerea o facem sâmbătă sau nu știu când, băieți. Da, trebuie neapărat să mă pun și eu să fac extragerea aia, pentru că nu sunt înscriși atât de mult, deci aveți o grămadă de șanse, băieți, să câștigați Minty Pickaxe-ul. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Băi, vreau să dau de oameni, come on, nu vă mai pitiți, băieți, de mine, mai sunt 13 pe live, băieți, și avem doar 5 kill-uri. Nu e ok, nu e ok. Ok, nu-i nimeni, băieți. Urăsc când nu-i nimeni și fug pe aici. De unde, din față? Da, păi de la acolo. Bă, măcar știu unde e acum. Eu, și de asta știu. Drăguțule, take it easy. Easier, buddy, că... Uite că m-am plâns că nu e acțiune și acum mă bat doi. Bă, lasă-mă și pe mine să ies. Așa. Hai să ne batem acum. Bă, da, tu știi doar să spargi like, doar atât. Știi tu că trebuie să facem Fortnite. Of. Da, păi frate, asta a fost, ești mort. Dude, eu îmi pierd o grămadă de materiale cu băiatul ăsta aici. Nu, m-a bătut, băieți. Mai avea 7 HP. Ok, nu o să mai plâng în viața mea că nu am parte de bătaie. O să încerc să mai filmez un clip dacă apare asta în care am murit, înseamnă că băi, nu mi-a ieșit niciunul, probabil am murit la conte și chestii de genul, așa că oameni buni, dacă v-a plăcut ceea ce am făcut astăzi, nu uitați să apăsați acolo butonul și de like și să-mi arătați că vă place seria de solo. Sper că v-am lămurit cum am făcut eu rost de acest skin. Nu uitați iarăși să apăsați acolo butonul de like, e foarte important, băieți, pentru mine acel butonul de like. Să vă abonați la canal, să dați share, să vadă și prietenii voștri. Follow pe Instagram la 1robinet1, join pe camera de Discord pe care o aveți întotdeauna în descriere, oameni buni, și codulețul pe item shop, așa că eu v-am lăsat. Ciao!